Hei, salutare, prieteni, eu sunt X-Breaker, un nou episod de RPS 2016. După cum bine știți, sunt selecționerul național de fotbal a României. Avem partidă cu Anglia, de când a venit național am 3 înfrângeri. Și asta nu-i bine. Trebuie neapărat să schimbăm câte ceva. Eu o să încerc de această dată să joc o altfel de formulă, dar nu știu. L-aș băga pe Alba, pe Budescu. Pe ochii roșii îl schimb cu Enache și Maxim cu Enache. N-am cum să joc, va intra pe parcurs și Adimutu cu siguranță, dar și Ciprian Marica, un jucător important pentru noi de altfel. Pati Limonul îl lăsăm în poartă, Tătărușanu ne-a luat 5 goluri în partida precedentă. Avem pe Național Arena cu Anglia o partidă importantă pentru mine. Dacă nu câștig, risc să fiu demis. Atmosfera perfectă de fotbal. Iată, suportul a venit în număr extrem de mare. Echipele sunt gata să intre pe teren. Și ce mai partida, România atacă de la stânga la dreapta. România atacă de la stânga la dreapta în prima repriză. Oh, doamne, să vedem ce vom face. Walcott, pasă pentru Daniel Welbeck. Welbeck pentru Barkley. Iată, Anglia este periculoasă încă din prima fază. Budescu, acum Stanciu, să vedem. Avansează Stanciu. Stanciu cere, pasă Andone, să vedem dacă o primește. Mingea respinge Baines. Dani Welbeck, foarte bine blocat, Constantin Budescu. Budescu încearcă o pasă, dar o greșește. Total aiurea Budescu în aceste momente. Noi trebuie să avem grijă, Anglia e periculoasă. Haideți, Găman, avansează Găman, pasează pentru Constantin Budescu. Budescu din nou, pasă acum pentru Maxim. România fața lui 1-0. Maxim, pasa sa este deviată. Putea fi 1-0 pentru România dacă Maxim reușea o pasă bună. Păcat, suporterii sunt alături de noi, cântă în permanență. Enache, unde faci preluare, Enache? Wilshere, Stanciu, foarte bună recuperarea, Constantin Budescu. E pământ de flori și acum Agbon Lahor. Să vedem englezii cum se vor descurca la această fază. Pleașcă, recuperează foarte bine, pasă pentru Filip. Avansează Filip, cere mingea și Maxim, tackling perfect al lui Klein, acum Stanciu se bate pentru a recupera balonul, iese Pantilimon și este 1-0 pentru Anglia. Naționala României merge rău, Agbon Lahor marchează, Tătărușanu este foarte, foarte greu din poartă, nu înțeleg ce a luat atât să iasă, la limita offside-ului. Mai bine numai așa. Și modul prin care a ieșit Pantilimone, făcuși treabă, băi. Iată-l pe Budescu. Joe Hart n-are probleme. Un prin șut al băieților noștri. Un prin șut, poate asta ne va da curaj. Budescu avansează. Budescu, wow, Joe Hart intervine foarte bine, Constantin Budescu, foarte bun șutul acestuia, însă Joe Hart are o intervenție de zile mari, priviți și reluarea, Constantin Budescu avansează, se uite dacă are cui să-i dea pase, vede culoarul de șut, dar Joe Hart este senzațional, centrare acum a lui Maxim. Centrează Maxim pentru Enache. Peste poartă. România începe să preseze Anglia. Este minutul 31.
Trebuie să forțăm egalarea, nu avem ce să facem. Păcat acești suporteri care au venit la stadion să vadă o nouă înfrângere. Chiar dacă jucăm cu Anglia, nu contează cu cine jucăm. Puteam să jucăm și cu Brazilia. Nu avem voie să mai pierdem. Constantin Budescu. Budescu trebuia să cadă, obținea faultul, acum din nou Budescu. Budescu, Joe Hart încă o dată Joe Hart. Budescu își pune mâinile în cap. Ce ocazie mare ratează România prin Constantin Budescu. Constantin Budescu putea să marcheze din nou, a doua ocazie mare de gol. Din nou centrează Maxim. La 11 metri, lovitura de cap, respinge de pe linia porții. Avem ghinion. Când mingea depășește pe Joe Hart, resping jucătorii de pe linia porții. Budescu, pas acum pentru Enache. Enache, să vedem dacă face ca la viitorul Enache. Șut direct în brațele lui Joe Hart. România joacă bine în aceste momente. Chiar dacă este condusă, a reușit să pune presiune asupra englezilor. Aici nu e fault. Nu e fault. Nu mă fost să te înjur. Nu e fault. Tul 44. În curând intrăm la... Ah, da. În curând intrăm la cabine. România condusă cu 1-0. Doar un minut de la margine, oare vom avea timp de vreo fază? Vom vedea. Ștefan Radu și s-a terminat, supărat Ștefan Radu Barkley. L-ați avut în imagini. Vom face deja modificările. Andone, îl bag pe Adi Mutu. Adi Mutu intră și el, n-avem ce să facem. Îl schimb pe Panti. Panti care a jucat extrem de slab. Și Marica cu Inache. Începe cea de-a doua repriză. România trebuie să forțeze golul egalării. Golul egalizator, golul care să ne aducă și nouă puțină fericire în tribune, dar și pe gazon. Iese Tătărușanu, așa trebuia să ieși tu, să-mi te arunci. Oh, Welbeck, ce recuperare bună a englezilor! Tătărușanu este lobat de Welbeck. Iată-l supărat Constantin Budescu. Nu pot să cred ce se întâmplă în acest moment. Iată ce pas, ce eroare, ce pas ia. Aici se duce pe tackling. Aiurea. Bă, frate, reveniți-vă, mă. Reveniți-vă, mă. Fiți-mă serios, jucați-mă cum trebuie. Jucați-mă cum trebuie, că n-avem nevoie de erori de-astea de 2 bani. Păcat, am jucat bine. Oh, aici este un cot în... fața lui Adi Mutu la pământ, arbitrul n-a dat nimic. Alexandru Maxim nu prea mai poate. Arcan 3 să-l schimbă și pe Maxim, n-a jucat nimic. Iată Filip, acum recuperare, el a greșit la gol. Tu trebuie să-ți repar greșeala, Filip. Budescu, șut în blocaj. Avem și ghinion. Când dăm un șut bun, respinge portarul. Adi Mutu a încercat pe jos la colțul scurt. Radu Ștefan. Chiricheș. Pasă pentru Marica. Să-l vedem și pe Marica. Până face Marica o preluare. Adi Mutu. E penalti. Nu cred. Putea să se dea lejer. Lovitură de la 11 metri. Maxim. Ce combinație. Ce pasă îi dă Mutu, Maxim nu e stare să dea mai departe pasa. Păcat, după ne-a șaptă o partidă cu Danemarca. Ne-a șaptă o partidă, tot pe Național Arena. Noi în stilul ăsta, mai bine și eu în stilul ăsta, voi fi demis.
Acum să înțeleg, poate, haide, să zicem, jucăm cu Anglia. Dar după... Ce-ai Marica? Ați văzut la Marica? Stătea, nu avem nicio treabă cu ce se întâmplă pe teren. Pleașcă! Călcăi pentru Marica. Marica pasă pentru Constantin Budescu. Marica îl bagă în... Ia, ieși afară. Ia, ieși afară. Dacă vrei să joci la mișto... Ai venit să joci la mișto, ieși frate afară. Ieși, mă, că nu stau la discuții, mă. Nu stau, o să mă cer cu voi, mă. Nu stau. Ieși afară. Păi, nu e corect așa? Pleașcă, nu, găman. Foarte... Hei, uite-l, vă, uite-l, vă, cum să dai fault. Cum să dai fault. Îmi dă și galben arbitrul. Găman, după părerea mea, intervenție... cu fault. O intervenție... care a luat piciorul prima dată. Marica a schimbat. Marica a introdus timpul 45. Iată, părăsește terenul. Părăsește terenul pentru că n-are chef de joc. Vătăjelu, avansează Vătăjelu. Să-l vedem pe Bogdan Vătăjelu. Oh, ce bine se descurcă, dar iată, iată cum au venit englezii. Au făcut un dublaj perfect. Walcott acum are viteză. Să vedem dacă Radu Ștefan îl va ajunge pe Walcott. Radu Ștefan, foarte bine. Foarte bine Radu Ștefan. România în continuare condusă cu 2-0 pe Național Arena. Centrează, poate fi 3, dar n-ajunge. O centrare mult prea lungă. Tătărușanu, Dabi introdus, a făcut o manevră frumoasă, un lob perfect. Cristescu, avansează și Cristescu, pasează acum pentru Adimutu, 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 pasă pentru Gavrilă, Gavrilă cu Stanciu. Cristescu, Stanciu e supărat, cerea fault. Iată Cristescu, Cristescu, blocat perfect, el încearcă să recupereze balonul. Bună recuperarea acestuia, intră în careu, blocat din nou, perfect. România, hei... Dă-i mă, am frate, nu dai fault acum? Dă-o încolo de treabă, n-are niciun, ăla chiar n-avea niciun treabă cu balonul acolo, m-am pins pur și simplu. România, a cincea partidă consecutivă pierdută de când sunt la națională. Oare mă vor mai suporta mult? Vom vedea în foarte scurt timp. Bravo, bravo, dar arbitru fluieră. La victorie pentru Naționala de Fotbal a Angliei, 2-0. A avut câteva ocazii de a marca. N-am reușit, n-am fost în stare, am avut și puțin ghinion. Primind două goluri pe erori, pe erori, erori, erori. Dar nu-i nimic. Nu-i nimic, eu știu ce am de făcut, ce selecție voi face data viitoare. Nu mai mă iau la skill, la nimic. Iau jucătorii care vreau eu. Mergem să jucăm cu Danemarca. Dacă nici acum nu câștigăm, îmi dau eu singur demisia. Îmi dau eu singur, nu se poate. Nu se poate. Dacă nici acum nu câștigăm, chiar nu se poate. Să schimbăm formația de joc. Nu putem să jucăm... Da, uite, îmi dau numai formația aiurea, mă, numai aiurea, mă. Ce n-am să fac eu cu formațiile care mi le dau ei? Ia, mă, să-l bag aici pe Marica. Cam atât. România, Danemarca pe Național Arena. Ultima șansă pe care o am. Dacă nu câștigăm, eu sincer îmi dau demisia de la Națională. N-are rost să mai joc. Chiar n-are rost. De ce? De ce să mai antrenez Naționala dacă eu nu sunt stare să fac măcar un rezultat de egalitate și am numai înfrângeri? Iată offside la Florin Andone. A stat în spatele adversarului. Schmeichel în poartă, portarul lui Leicester.
Iată, joacă scurt Danemarca. Veniți să câștige în România, Ciprian Marica, Marica, Filip, pasă pentru Adi Mutu. Adi Mutu și-o deviat, este lovitura de la colțul terenului. N-a fost offside la Adi Mutu, Marica a început să joace călcâie. Maxim centrează, să-l vedem, centrează Filip, nu ajunge la balon. Filip probabil s-a și lovit din câte am observat. S-a ridicat însă. E bine că n-are nimic, Radu Ștefan, recuperare bună, șut mai bun, e 1-0. E 1-0 pentru România împotriva Danemarcei. Oh, ce golață! Ce golață de Radu Ștefan! Nu o fac atacanții! Nu o fac atacanții și o face un fundaș. Radu Ștefan, jucătorul lui Lazio, capitanul de la Lazio. Ce bine a recuperat! Cât de frumos! Tackling perfect, șut cu stângul. Și Michael n-are ce să facă, șut în forță, un bombeu de șut. Și Danemarca, nu știu dacă va avea șanse să revină. De ce zic asta? Suntem croiți, dar iată ce combinații frumoase au și danezii. Radu Ștefan, pasă pentru Maxim. A schimbat formația de joc și lucrurile trebuie să meargă mai bine. Adi Mutu, Maxim pentru Andone. Andone ne ajunge la balon. Radu Ștefan acum. Foarte bine resping danezii. A fost aproape. Ei, Filip. Iar Filip, iar... A trebuit să faulteze Filip. Dar probabil va avea și cartonașul galben, dar... Filip iar greșește extrem de ușor. De ce face... Așa și cu Anglia, după cum bine știți. Am luat un gol total aiurea din cauza lui Filip. Acum avansează, urcă bine cu mingea la picior, îi pasează lui Adi Mutu, Adi Mutu, Adi Mutu, este Schmeichel, se poate da penalti, n-are nicio treabă, n-are nicio treabă cu mingea. Nu se dă. Chiar nu s-a dat, păcat. Eu zic că putea fi penalti, este la 16 metri, pe alunecare, Mutu dă lob, el ia picioarele. De ce să nu se dea? Nu văd motivul pentru care nu s-ar da. Din nou Radu Ștefan, o recuperare bună. Avem aruncare de la margine. Jucăm rapid. Aici era offside. Era offside la Adi. Danezii nu s-au apropiat până acum de poarta noastră. Sper să nici nu o facă. Dar noi nu le vom permite asta. Andone, mai departe pentru Adi Mutu. Adi Mutu, România poate marca din nou. Adi Mutu, e fault. Un arbitru dement în aceste momente. Pleașcă, pleașcă, vine cu șutul. Schmeichel nu are probleme. Minutul 31 și Danemarca este ajutată în continuare de arbitri, așa cum o făceau și pe la europene. Iată acum Ankersen. Acum îl pot marca, da, fault. Radu Ștefan nu-l iartă. Trebuia să facă asta, altfel România era în pericol. Eriksen centrează, un subcentrare, este tot... Oh, da, Pantilimonă, nu Totorușanu. Și reține balonul, Filip. Din nou Filip, din nou omul cu greșelile naționala noastră. Iată cum o pasă pentru Adi Mutu. Mutu a cerut această pasă, este Schmeichel, foarte bine. Foarte bine, i-a ieșit golkeeperul danez. O pasă bună încercată și de Filip pentru Adi Mutu. Ankersen, pasă pentru Paulsen. Paulsen, Paulsen, pot fi periculoși danezii, respingem. Și acum Ciprian Marica. Marica, pentru Florin Andone. Preluare bună acestuia, e faultat. Hehehe, iată, nu dă. Haide, mă, faci la mișto. Faci la mișto, Pantilimon, iese și el foarte bine. Degajează lung pentru Filip. Filip din prima pentru Ciprian Marica, dar o pasă total greșită. Și danezii nu au ce să facă în această repriză. Se termină, punct final al primei reprize. 1-0 pentru România, gol marcat de Radu Ștefan. Vom face câteva modificări în lotul nostru. O să-l bag pe Vâlceanu, băgăm jucători tineri. Să-l bag și pe Budescu în locul lui Marica și pe Săpunaru în locul lui Pleașcă. GPG de-a doua repriză. România atacă de la dreapta la stânga.
Danemarca în posesie acum. Să vedem dacă danezii vor fi mai periculoși în această repriză. Deci noi n-am avut foarte multe ocazii. Am reușit să marcăm. Constantin Budescu acum. Budescu. Alunecă în momentul pasei Budescu. Am făcut 3 schimbări. Danezii până acum nu schimbă. De ce? Nu dau seama. Este o partidă amicală. O partidă amicală în care trebuie să încerci cât mai multe lucruri. Iată o centrare. Oh, îmi dăteam autogol. Îmi dăteam autogol. Dacă nu era offside. Săpunaru începea bine pentru noi. Vâlceanu. Pentru Săpunaru. Săpunaru pasă perfect acum pentru Adi Mutu, dar ce bine, ce bine au respins. Se luptă Mutu să câștige posesia balonului, dar Dani Agar pentru Boylson. Foarte bine, slot. Jansson. Crondelli. Paulsen. Sisto, să vedem. Haideți băi, să haideți cu un pressing mai agresiv. Așa trebuie să, așa, altfel nu putem să câștigăm. Hai de bă. La orice, mă, la orice. E la orice, de într-adevăr a fost, dar e la orice, la noi niciodată. La ei, orice. Boylson. Eriksen, probabil cel mai periculos om al danezilor, dar astăzi n-a avut nicio șansă. Adi Mutu primește de la Andone Mutu. N-apucă să tragă la poarta Adi Mutu, face preluare, dar Schmeichel foarte inteligent a ieșit și a reținut balonul. Se aștepta ca Mutu să facă preluare, se aștepta să nu-și dea seama. Iată acum o pasă pentru Florin Andone. Florin Andone n-ajunge la balon. Radu Ștefan aruncă de la margine pentru naționala noastră. Radu Ștefan lung. Stanciu. Budescu, bun driblingul. Ia spuneți ce a fost asta. Ei, Săpunaru, avansează Săpunaru. Supărat Săpunaru, șutează Schmeichel cu greu, respinge, dar ce intervenție. Schmeichel, ce intervenție are la șutul lui Săpunaru. Păcat că n-avea reluarea. Minge lungă, Radu Ștefan, Adi Mutu, încearcă un călcâi pentru Radu Ștefan. Radu Ștefan, tot el șutează, Schmeichel încă o dată. Aproape Radu Ștefan de dublă în această partidă. Vâlceanu, pasă pentru Săpunaru, ce frumos, dar blocat în ultimul moment. Iată Constantin Budescu, Maxim, pasă pentru Adi Mutu, șutează, Schmeichel respinge, vine Radu Ștefan, șutează și el în blocaj. Avem o lovitură de la colțul 3, 1.79, n-a mai rămas mult timp, România forțează. Golul de sprinderi forțează golul 2 pe tabela de marcaj. Maxim centrează pentru Andone. Lovitură de cap peste poartă. N-a reușit să lovească mingea cu capul așa cum ar fi trebuit. Schmeichel joacă scurt. Oh, și am fost foarte aproape să recuperăm. Alexandru Maxim nu prea mai are forță, se vede. Stamina sa este la 0 în aceste momente. Iată Radu Ștefan, senzațional românul nostru. Senzațional Radu Ștefan, tot el, Schmeichel încă o dată. Oh, cât apăr acest portar, România putea să conducă lejer. A încercat la colțul scurt. Andone, bună recuperarea sa. Andone vine și cu centrarea, gol! România prin Constantin Budescu, dar are noroc Budescu. Mutu lovește balonul cu capul și lovește pe Budescu. Nici s-a așteptat Budescu să vină mingea la el. Iată centrala lui Florin Andone. Adi Mutu reușește să rea mingea spre poartă. Budescu însă i-o scoate din poartă. Se ducea și așa. Preferă Budescu să dea gol. Vedem. România Budescu 2-0 pe Național Arena pentru România. Trebuia să câștigăm. Era ultima partidă a mea. Dacă nu reușeam victoria, chiar dacă au fost partide amicale, aveam nevoie de o victorie care să ridice moralul băieților. Sisto, foarte bună recuperare. Maxim avansează. Îi pasează lui Adi. Așteaptă sprijinul Adi. Iată cum o pasă pentru Florin Andone. Andone a stat și el prea mult timp pe loc. Ce duel aici.
Budescu, 4 minute de la margine, pasă pentru Săpunaru, Săpunaru joacă cu Andone, Andone, mai departe cu Adimutu, n-ajunge mingea la acesta. N-ajunge mingea, din nou doi jucători danezi l-au blocat. Iată acum Sisto, Sisto, faule cartonaș roșu. Faule cartonaș roșu asupra lui Sisto. Da, și-l vede. Nu. No. Da, intră, este chemată pe gazon echipa medicală. Oh, ce intervenție dură, ce intervenție dură. Normal ca Sisto să se accidenteze și să sufere. Cartonaș roșu văzut de Chiriche, să vedem Eriksen, 2-1. 2-1 Eriksen. Foarte frumos gol din lovitură liberă. N-are niciun fel de problemă Eriksen la lovitură liberă. Tătărușanu, Pantilimon învins. Priviți zidul, a sărit Budescu prea târziu, prea târziu. E 2-1. Bine că avem, am avut două goluri avantaj. Oricum n-avea ce să facă și Chiricheș. Eu, practic, nu mi-aș fi dorit să fie roșu, nu mi-aș fi dorit să-l faulteze. Se termină partida, 2-1 pentru România. 2-1 împotriva danezilor. O victorie meritată. Până la urmă, doar în minutul 93 au reușit danezii să se apropie de poarta noastră. Și era păcat să nu reușim victoria. O victorie de care aveam nevoie. Acum noi o să avem o partidă în Liga 1 cu ACS Purul Timișoara. ACS-ul, echipă ce se află pe poziția, vedem în foarte scurt timp, unde ești? Liga 1 Orange, ACS Purul Timișoara pe locul 3, oh, ce surpriză! Dinamo pe 12, Chiajna pe 13, Steaua pe 14. Un sezon nebun, CFR în continuare pe prima poziție, noi suntem pe 2. Dragilor, aici se termină acest episod. Eu sunt Xbreaker, nu uita să apeși butonul de like, dă un share mai departe. Ciao, pa!